Dar Hristos a înviat și bun găsit, stimate părinte Ioan Bârgăoanu. Dar iată-ne în locul unde se întâmplă minunea, alături de părintele Ioan Bârgăoanu. Ne aflăm aici în mijlocul naturii, la Scutaru, pentru a vă povesti mai multe despre ce se întâmplă aici pe aceste meleaguri. Așadar, părinte, povestiți-ne un pic despre acest proiect. Acest proiect este binecuvântat de Dumnezeu, ne-a ajutat Dumnezeu și iată, suntem astăzi la această frumoasă realizare, să spunem așa. Suntem exact la 20 de zile de când a început această construcție. Sunt lângă mine cu domnul Liviu Mocanu. Este un prieten cu care am pus, să spunem, bazele acestei lucrări. El, am spus că este un consilier, adică un apropiat și un sfătuitor al nostru. Practic ne ajută cu masa pentru această echipă foarte... Și vreau și să-l salut și spun tuturor, Hristos a înviat și adevărat a înviat. Istoria acestei biserici, deci sunt până acum 20 de zile, aproape suntem la centura de sus. Această construcție este gândită de noi de ceva timp, dar practic de 3 ani de zile a căpătat o, să spunem, o rezonanță practică în sufletul nostru. Și sunt 3 motivații principale pentru care am așezat crucea aceasta a biruinței în locul acesta numit Scutaru, numit Mănăstirea Cașin și Valea Cașinului sau Valea Mănăstirii Cașinului. Noi vorbim aici despre istorie, dar mai ales despre primul război mondial. Exact în zona aceasta, acesta este primul motiv pentru care ridicăm această biserică, este faptul că pe zona aceasta au murit în anul 2017 peste 1000 de ostași români datorită unei greșeli tehnice sau tactice făcute de generalul Averescu. Aceste lucruri se pot verifica în istorie la Misirioan, cel care a scris Fata Moartă, și lecturile pe care le-am făcut în perioada aceasta a perioadei centenar. Încurajările au venit și din partea domnului general dr. Jenica Apostol, împreună cu cultul eroilor din Bacău. Ne-am gândit atunci în proiect de suflet ca să ridicăm un locaș șocant de la aprinse eroilor neamului. Pe zona aceasta a văii Trotușului, începând de la Comănești până la Mărășești, dar în mod special Coțofănești, județul Bacău, spunem, până în Târgu Ocna, Valea Slănicului, Valea Oituzului, mai ales Verdunul neamului nostru, și iată Valea Cașinului, nu avea un locaș de închinare, să spunem, care să fie ridicat și pentru acest lucru, și este vorba despre faptul că pe această vale au căzut sau au fost jertfiți peste 80.000 de suflete, mărturie stau cimitirile celor adormiți ridicate în cinstea lor de către depioasă amintire familie regală, Ferdinand I, întregitorul, și Regina Maria în mod special. Și acest lucru ne face să fim și noi aici parte integrantă aceste recunoștințe ca și nepoți, strănepoți sau urmașii eroilor neamului. Un alt motiv pe care noi am ridicat această construcție este, domnule Ciprian, și vă mulțumim pentru inițiativă și pentru faptul că de aproape o săptămână vreți să ne auzim. Da, încerc și eu scuze că a fost și oarecum un stres, cred că a fost un stres pentru noastră. Da, eu nu am probleme cu stresul, eu am probleme cu bucuria învierii. Sunteți un om al bucuriei, un om nu al stresului. Poate pentru alții sunteți stres. Pentru noi, practic, săptămâna 4 este o săptămână ocupată. Suntem, să spunem, cu cele ale lui Dumnezeu. Și iată, s-a găsit acest timp. Nu întâmplător, iată, pe ploaie, pentru că picură din cer parcă lacrimile lui Dumnezeu peste această construcție și știm foarte bine că este necesară o picătură de apă peste o construcție nouă. Deci al doilea motiv ar fi acela că noi din zona aceasta în anul 2000 am ridicat de aici, am translat practic multe materiale de construcție pe care le-am primit de la Diana Fore și am ridicat o biserică, Biserica Sfântul Simeon Teolog, în Mănăstirea Cașin. Și acesta este un alt motiv, era o datorie a noastră să facem pentru cei care au fost în această zonă o astfel de construcție. Și un alt motiv principal, domnule Ciprian și prietenii noștri care ne ascultă sau ne vizualizează, este faptul că
Aici s-a ridicat o comunitate din Constanța, din Galați, din Iași, din Bacău, din Onești. Deci sunt căsuțe de vacanță sau de locuit. Acum, odată cu aducerea energiei electrice în zonă, se înfiripează o comunitate pe care biserica consider poate să o unească, să o adune. Și câteva familii mi-au și spus: părinte, la noi când se poate face o înviere sau când ne aduceți lumina învierii? Și atât într-o biserică se poate face acest lucru. Acest locaș este ridicat cu binecuvântarea înalt preasfințitului părintului nostru Ioachim. Terenul aparține parohiei Buna Vestire. Prin darea în folosință gratuită din partea primăriei Mănăstirea Cașin, care este dată de către doamna primar, inginer Adriana Ienache, a Consiliului Local din Mănăstirea Cașin, și acest lucru a făcut ca noi să putem beneficia de această locație și credem că mai avem nevoie de puțin spațiu ca să putem să oficiem aici cele ale lui Dumnezeu și Sfintele Taine. Suntem, după cum se poate vedea și din imagini și ce e făcut, aproape la centura de sus. Proiectul este ridicat de domnul arhitect Iliopolos Nicos din Onești, cu toată structura, iar în apropierea bisericii ridicăm un centru social filantropic care să-l aibă ocrotitor pe Sfântul Grigore Teologul, dar și pe Părintele Dumitru Stăniloae. Pentru că noi avem cei trei sfinți teologi pe care îi pomenim la noi la biserică și consider, după cum se și știe, în anul 2025, Părintele Dumitru Stăniloae va fi canonizat și va fi un sfânt al bisericii. Deci este pentru noi o bucurie, avem o echipă din Suceava, foarte pricepuți, care lucrează foarte frumos și curat, și vă spun aici de cât s-a lucrat această biserică, au fost ascultate numai cântări ortodoxe și celor care ne ajută le mulțumim. Nu am crezut, și vă spun în fața lui Dumnezeu, că noi am putut să ridicăm acest locaș și cu o inițiativă și cu o dragoste din partea credincioșilor atât de mare. Adică au fost oameni, sunt credincioși care vor să ne ajute la acest edificiu, ceea ce înseamnă că scutarul a reprezentat. Care a fost întemeiat în zona aceasta, ceea ce s-a întâmplat și ceea ce s-a lucrat pe această zonă, a fost iubită zona aceasta de credincioși și Mănăstirii Cașinului și nu numai, Onești, toată zona Cașinului, și iată primim semnale foarte bune din partea tuturor care vor să ne sprijine. Până acum noi am ajuns la acest stadiu, avem pregătit aproape tot materialul lemnos, avem crucele pregătite și în sensul acesta vreau să spun și să anunț, hramul bisericii este soborul Maicii Domnului pe data de 26 decembrie, pentru că este soborul Maicii Domnului a doua zi de Crăciun, fiind o zi de iarnă și fiind frumos așa să avem o slujbă închinată Maicii Domnului, care este ocrotitoarea noastră. Și cei care ne-au dat crucele pe Sfânta Biserică sunt doi credincioși, unul este foarte tânăr și aparține o familie credincioase și celălalt este mai în vârstă, și acești doi credincioși se numesc Emilian. Este vorba de Emilian Bogdan de la Sudometal și este vorba despre Andrei Emilian, care este fiul familiei Gelu Busuioc, și ei ne-au luat deja crucile, care crucile din inox făcute, ne-au rugat să punem și acest hram. Am văzut că Sfântul Emilian este pomenit pe 18 iulie și atunci m-am bucurat că atunci este pomenită și Regina Maria, este o zi de aniversare și am zis că este ceva de la Dumnezeu. Și am propus acest lucru în actele noastre, care nu sunt, să spunem, decât o binecuvântare ierarhului meu, a ierarhului nostru, înalt preotul Ioachim, și el, chiar ieri am vorbit că am fost la Roman, s-a bucurat de această frumoasă construcție și această lucrare care se face în biserica aceasta. Vă mulțumim, Hristos a înviat! Și vă îmbrățișăm cu drag și ne bucurăm de această frumoasă, să spunem, inițiativă de a scoate în evidență și acest locaș, care, iată, până acum sunt 20 de zile, de pe data de 13 până acum sunt 20 de zile lucrătoare. Ce s-a putut face în 20 de zile? Acest lucru și Fundația pentru Centru Social.
Am uitat ceva, domnul Ciprian, și vreau, nu, să, vreau să vă rog din suflet să mai zic ceva. Nu trebuia să înceapă această lucrare în luna martie, după 12 s-a început, după Sfântul Simeon Oteolog. Eu am avut o mare evlavie față și am în continuare față de Părintele Iulian de la Sfântul Munte Athos și am fost acolo. Și pe drumul care l-am făcut de la Uranopolis la Dafne, eram împreună cu Mihai Fudulache, el poate să pună mărturie acest lucru, m-a sunat Costel Ieremia, inginerul cel care se ocupă de această lucrare și mi-a zis: părinte, vreau ca să încep lucrarea de luni, pentru că aveau o lucrare undeva și nu erau pregătiți. Aveți materiale, avem tot ce trebuie și iată, luni, după Duminica Sfintei Cruci, au început aici să lucreze, după Sfântul Simeon Oteolog, care coincide cu Duminica Sfintei Cruci, a fost ridicat a început acest locaș și am fost foarte impresionat imediat după ce a fost ziua Sfintei Cruci. Același lucru s-a întâmplat, primele cărămizi care le-am luat de aici, le-am dus în Mănăstirea Cașin, au fost exact tot duminică după Sfânta Cruce. Înseamnă ceva? Da, înseamnă, deci sunt niște coincidențe care noi le spunem întâmplări, adică lucrări sfinte a lui Dumnezeu, cum a sunat să minuni, așa le văd și eu, este o minune, pentru că alții să facă o biserică de asta durează foarte mult. Acum, nu știu, poate și experiența și faptul că le spun tuturor aici în față, este acolo un tânăr, chiar îl rog să vină aproape de noi, este, cum te numești? Ionuț, este Ilie și el este orfan. Este un tânăr foarte important și cu copilul lui, care și el este aici, și le spun tuturor, în viață poți face ceva, Ciprian, pe un singur principiu și acest lucru cred că va ridica România. Și principiul acesta este să nu furi, să nu furi. Și dacă furi, nu faci nimic. Aici atâta vă spun, sunt garantul faptului că ceea ce spun voi face. Au venit acum niște bolțari din partea familiei Jitea, 35 de metri cubi a domnului Dănuș Jitea, care am rămas impresionat, aici era o mare potigneală pentru noi, pentru centrul social, și atât deja fercele mai este, noi le lucrăm și le facem, și alții credincioși care au ajutat. Deci le mulțumesc tuturor, nu vreau să spun decât mulțumirile noastre, că mergeți acolo să faceți tehnica, că să nu facem nici prea mult. Și le mulțumim tuturor, vă doresc Hristos a înviat și bucuria lui Hristos să fie cu noi cu toți. Să ne bucurăm, poate la anul să avem aici o slujbă de înviere, să ne ajute Dumnezeu. Da, Doamne. Da, Doamne, da. Da. O ultimă întrebare. Ce va însemna această biserică pentru aceste meleaguri mioritice încărcate de istorie, numite Mănăstirea Cașin? Va fi o poezie, o biserică care este așezată pe un picior de plai, pe o gură de rai, așa vrem să o facem, într-un stil ștefanian frumos, într-un stil care să facă cinste acestui loc binecuvântat și credem că acest locaș de cult va deschide drumul spre Soveja. Asta îmi doresc, să se facă un drum frumos de aici până la Soveja, asfaltat, ca atunci când vine o viitură la Adjud, noi să avem ieșire aici frumos, cu frații noștri cum s-au întâlnit de atâția ani pe la podul Vrâncii, să fie aici un drum care să se ducă spre Vrancea, care să ne unească mai mult și nu să mergem tuma prin Adjud ca să ne întâlnim cu cei de la Focșani, să aducem cele necesare cultului, adică vinul și grâu. Acum nu știu dacă mai găsim grâu pe aici, dar acolo mai și glumim. Ideea este că aici a fost scrisă Miorița, este un loc frumos și binecuvântat. Era necesar ca Baciu Mioritic, și sunt aici vreo 4-5 stâni, să vină pe aici să închine, ca să aducă aici, să spunem, o rugăciune, o dragoste a lui Dumnezeu, să fie peste ei, peste toți credincioși, și asta va însemna binecuvântarea lui Dumnezeu peste zona Păstrăvăriei, a Văii Cașinului. Suntem deja aici de la Onești, aproape la 30 de kilometri în interiorul pădurii, până la Țărcătoare mai sunt câțiva kilometri, vreo 9. Deja aici este o zonă frumoasă și binecuvântată. Vă mulțumim! Da, da, mulțumesc și eu, părinte, și să dea Dumnezeu să fie tot mai multe mănăstiri. Da, bine. Aici este o biserică, nu e o mănăstire, dar dacă vreți mănăstire, este Mănăstirea Cașin și acolo noi suntem și mai frumos. Da. Da. Mulțumim, bine, mulțumim! Doamne.